Suntem gata? Bună ziua tuturor! Astăzi facem o conferință de presă dedicată unui subiect foarte dureros pentru foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova. Ne scriu oamenii, ne sună, mulți dintre ei se află într-o situație disperată, nu găsesc o soluție, sunt prinși în capcana companiilor de microfinanțare, oamenii cu salarii foarte mici, în situații foarte dificile, iau aceste credite ca o soluție de ultim resort, dar după aia, din cauza penalităților și a dobânzilor foarte mari, nu mai pot scăpa de ele. Statul, în ultima perioadă, în general, ignoră această problemă. Noi am solicitat în nenumărate rânduri, în special în situația asta pandemică complicată, acum când oamenii pierd locurile de muncă, acum când salariile sunt mai mici, ramuri întregi ale economiei nu lucrează, să intervină și să ajute cumva persoanele care au aceste credite de la companiile de microfinanțare. Statul i-a abandonat și a lăsat față în față cu acești, pur și simplu, rechini, cărora le este indiferent dacă are omul din ce plăti creditul respectiv sau nu are. Ei sunt gata, efectiv, să-l aducă până la sapul de lemn, dar să scoată acești bani din el. Noi am solicitat încă în luna martie guvernul să permită amânarea plăților la aceste credite. Am înaintat un proiect de lege, l-am transmis la guvern, pentru ca oamenii să aibă o perioadă de până la 6 luni de zile în care să, poate să nu le achite, pentru ca să-și rezolve problemele financiare, cei care au pierdut locul de lucru să aibă șansa să-și găsească un loc de lucru și să revină cât de cât într-o normalitate și să nu se confunde și mai mult și să prăbușească în sărăcie. Guvernul până acum nu a dat măcar un aviz la acel proiect de lege, nu a revenit. Noi am discutat despre acest subiect și în plenul Parlamentului, dar reacția din partea autorităților până acum este zero. Eu vă aduc aminte că în țările din regiune, în România, o asemenea soluție a fost adoptată și oamenii au avut această perioadă de respiro ca să poată să discurce, să dezmeticească în această situație economică extrem de complicată. La noi lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Guvernarea o ales să fie de partea băncilor, o ales să fie de partea companiilor de microfinanțare și în loc să-i adune pe toți la o masă și să caute o soluție în interesul oamenilor, să face că nu există această problemă și este absolut surdă la solicitările lor. Eu vă aduc aminte că la noi și așa 23% din populație trăiește în sărăcie. 23% din oamenii din țara asta au venituri mai mici de 2000 de lei. Ei și sunt, de fapt, cei care sunt principalii clienți acestor companii. Pentru că nu le ajunge salariul de la lună la lună, pentru că se îmbolnăvește o rudă, se îmbolnăvește un părinte, cineva urmează să aibă un copil, au niște cheltuieli neprevăzute. Și atunci ei apelează la aceste companii din disperare. Desuori nu le explică nimeni care sunt dobânzile, care sunt penalitățile, cum funcționează. Și ei sunt prinși în această plasă din care nu mai pot scăpa. Iar acum, cu criza economică, cu ceea ce se întâmplă în agricultură, toată lumea înțelege că suntem într-un an de secetă, iar în agricultură la noi lucrează 40% din populație, lucrurile astea o să agraveze. Și nu există din partea statului nicio soluție, nici măcar această problemă cumva nici nu este recunoscută, noi despre însă nu discutăm în spațiu public. Dar oamenii ăștia, efectiv, o să trebuiască să vândă tot ce au, o să trebuiască să ajungă în situația în care ceea ce cumpără, dacă o să ajunge să-și cumpere în anumite bunuri, o să fie expropriate de către companiile astea de microfinanțare și ei nu au nicio soluție legală. În România, cel puțin, din nou, aduc acest exemplu, dincolo de faptul că s-au amânat plățile acum în pandemie, ei au o lege a falimentului personal, care în momentul în care un om a ajuns într-o situație financiară extrem de dificilă, el se adresează într-o instanță și se finalizează aplicarea dobânzilor și a penalităților pentru ca groapa asta să nu se adâncească și el să aibă timp să iasă de acolo. La noi asemenea protecții nu există. De aici apare și rata înaltă de suicid, de aici oamenii își pleacă psihotare și de aici e toată situația asta catastrofală, dezastroasă în care noi ne aflăm. Eu vreau astăzi să-l invit alături de mine pe domnul Iuri Motroi. El este un tânăr, un tată cu 2 copii, care s-au regăsit într-o asemenea situație nefastă și el o să vă povestească ce înseamnă asta din punct de vedere personal, să treci pentru o asemenea experiență și cum să te descurci și ce să faci. Iurie? Bună ziua, добрый день.
Меня зовут Матрой Юрий. Так получилось, что я попал в такую ситуацию с кредитами. Так произошло, что в один момент до рождения ребенка я работал, потерял работу, как раз перед рождением, будучи уже имея ребенка и живя на съемной квартире, мне пришлось брать кредит. В надежде, что это как-то поможет, найдется работа, мне выдадут зарплату с прошлой, предыдущей работы, но этого не произошло. Для этого мне пришлось брать еще один кредит, чтобы покрыть первый кредит. И так оно пошло, пока не дошло до четвертого кредита, в надежде о том, что как-то все разрешится. К сожалению, это не разрешилось, потому что проценты росли, никто ничего не хотел слушать, не ждать. И так это все на протяжении практически 2 лет. Просил я помощи, но, к сожалению, никакой помощи не пришло. На данный момент нашлись добрые люди, которые помогли. Но до этого момента, благодаря этим микрокредитам, у меня все доросло до критической суммы, которая просто уже не даже уезд за границу, то есть что я хотел сделать, но просто уже бы не помогло. Крайне тяжелая ситуация на данный момент у нас в стране с этими микрофинансированиями. Просто призываю к тому, чтобы люди, попавшие в такую ситуацию, когда нужны деньги, просто не обращались в эти конторы. Читали, если даже приходится, читали. Либо уж лучше попросить у кого-то, найти людей, знакомых, но не обращаться в такие, опять же, повторюсь, конторы, чтобы потом все это дорастало до критической ситуации. Будучи, опять же, говорю, то, что сейчас крайне сложная ситуация с карантином, зарплаты крайне маленькие, просто нужно найти людей, которые помогут, но не обращаться. Еще раз повторюсь, это крайне сложная ситуация. Я сейчас просто вот дошел до ручки, как говорится, но благодаря некоторым людям, они мне помогли в нужный момент, в последний момент, чему я крайне благодарен. Просто призываю вас, будьте осторожней, осмотрительней и не обращайтесь. Не пользуйтесь услугами этих микрокомпаний. Deci, în situația lui Yuri, astăzi sunt sute de mii de oameni. Credite de la aceste companii au peste 450 de mii de moldoveni. Și cu toții înțelegem că oamenii care iau asemenea credite, după cum spuneam, nu sunt cei cu salarii mari, cei cu companii și venituri care să-și permite. Sunt oameni care din disperare, în anumite momente complicate din viață, sunt prinși în situația asta. Unii reușesc să le întoarcă, unii nimeresc în cercul ăsta vicios și scufundă tot mai mult în, cum spuneam, în sărăcie și în groapa asta financiară. Și mulți au tendința să-și dea vina singur pe ei. Că, uite, eu nu reușesc, eu n-am făcut. Dar aici statul are o mare responsabilitate. Și apelul meu de astăzi este către guvernare și către colegii din Parlament. Să nu abandonăm acești oameni. Ei nu sunt organizați, ei nu ies împreună la proteste, ei nu conștientizează că toți au anumite probleme și ei nu pun așa presiune, cum fac, de exemplu, agricultorii și o fac foarte bine. Dar ei sunt foarte mulți și ei trebuie ajutați. Și noi avem aceste soluții legale. Noi putem să amânăm plata la creditele lor, noi putem să avem o lege a falimentului personal, statul poate sprija aceste datorii de la companii de microfinanțare să le cumpere. Și oamenii să nu mai fie datori companiilor, dar să fie datori statului. Iar statul să nu aplice aceste dobânzi și penalități așa de dure, dar să le permită în 3, în 5 ani de zile, încet, încet, să ramburseze acești bani. Toate aceste soluții au fost aplicate în alte state. Noi nu trebuie să inventăm bicicleta. Pur și simplu trebuie să avem suficient empatie și să ne facem bine treaba în calitate de reprezentanță a poporului, dacă suntem aici, și să-i auzim pe acești oameni și să căutăm o soluție pentru situația asta foarte complicată în care ei s-au. Asta este apelul nostru de astăzi. Noi o să continuăm să insistăm pe acest subiect și în următoarea sesiune parlamentară, pe acel proiect de lege care este înregistrat.
Și totodată îndemn și pe alți oameni, ca și cazul lui Iurie, să vorbească despre această problemă, să scrie guvernului, să plângă și să ceară ajutorul dacă se află în această situație disperată. Pentru că știți că voi nu sunteți singuri, dar dacă o să ne unim și o să ne mobilizăm toți împreună, vocea noastră o să devină suficient puternică ca parlamentarii să se trezească, ca guvernul să se trezească și să caute soluții pentru această situație dificilă. Vă mulțumesc!